torce laser, intervine foarte bine Morariu. Apoi Enceanu, care de 16 metri centrează și este bară! Bară, cea mai bună fază! Șut în marginea cărui de 16 metri. Enceanu l-are și pe Robu. Robu poate șuta. Șutează și marchează. Robu înscrie 1-0 pentru Steaua. O recentrare. Boxează Meilă. Și iată un gol egalizator, o boltă a lui Mihai Stancu. Robu, foarte bine, pasă Enceanu, un șut frumos și este gol! Rareș Enceanu! Faze din ce în ce mai frumoase. Pasă și ratare uriașă a lui Robert Telec din fața porții. Gajare și frumoasă lovitură de cap. Faza nu s-a încheiat. Nicolae foarte insistent. Un șut, bară. A doua bară a Stelei. Pe jos sau centrare pe sus? Pe jos. Dar reluare din prima lui Valentin Nicolae peste poartă. Steaua a deschis scorul minutul 39, egalarea vin 3 minute mai târziu. Iese bine Horia Iancu și reține. Situație bună de contraatac, lansare și să vedem un șut. Este egalitate. Reușește Focșanu să înscrie în minutul 80. Neagu reușește centrarea, lovește cu capul, Antohi respinge. Un meci amical, învățăm din greșeli, încă suntem la relațiile de joc, am avut 2 săptămâni de condiție fizică, să preparăm și acum este al doilea meci și cam greu, ne lipsește prospețime. Bine că avem meciuri bune, meciuri cât de cât grele, la alt nivel. Sperăm noi să cât de cât să ne facem relațiile de joc cât mai bine și pe viitor să fim atenți la greșeli. La ce nivel este lotul pe care îl aveți în acest moment, Liviu? Deci lotul cu cei doi care au venit acum, eu zic că Liga a doua lejer. Avem un lot omogen, zic eu, relațiile de joc mai scârție puțin, dar eu zic cât de cât ne descurcăm. Au fost suporteri astăzi care v-au susținut? Noi mulțumim pe această cale suporterilor și așteptăm un număr cât mai mare la celelalte meciuri. Cât de dornic ești să joci pe noul stadion? Normal, eu cred că ăsta e al treilea stadion pe care îl inaugurez. Am mai fost Național Arena și cel de la Craiova pe care le-am inaugurat. E bine că să construiesc stadioane și abia aștept să finalizeze. Cât ți-ai mai propus să joci, Liviu? Ai 36 de ani, o faci foarte bine. Eu n-am avut accidentări și sper să nu am nici de acum acolo. Eu zic că, știu, 2-3 ani, eu încă mai vreau să joc. 3 ani în Liga 1, pe noul Ghencea? Nu cred, în Liga 1 e greu, dar măcar să fiu lângă ei. Măcar să ajuți echipa să promoveze în Liga 1. Așa este.